Salutare! Astăzi m-am îmbrăcat mai XC-istic, deoarece este prima ocazie după foarte mult timp când primim o bicicletă de XC Race la test, dar am considerat că o bicicletă atât de performantă și atât de scumpă, pe care probabil și-o permite foarte puțină lume, n-ar merita un review clasic în sine, ci mai degrabă să o ducem către o latură experimentală și anume să ne schimbăm bicicletele de enduro pentru o zi cu o bicicletă de cross-country. Iar astfel am cooptat pe colegul meu Andrei, am luat bicicleta mea de All Mountain Enduro din simplu motiv că nu este trecut brandul pe ea și în felul ăsta nu facem publicitate oricărui alt brand în afară de Cube. Și am dat pe unul din traseele de aici, de la Câmpul Mușel, am și urcat, am și coborât. O parte din concluzii le veți regăsi pe filmările cu respectivele coborâri și după acelea. Sperăm doar să se audă corespunzător, dar asta rămâne de văzut. Însă dacă ar fi să concluzionez așa din capul locului, aș spune clar că bicicleta asta este mult mai rapidă, este mult mai ușoară, este destul de manevrabilă și destul de jucăușă. Gândiți-vă că greutatea ajunge undeva la 10,5 kg cu tot cu pedale, ceea ce este serios, e chiar impresionant. Pe de altă parte, poziția este complet diferită de o bicicletă de enduro și sigur necesită ceva obișnuință. Și așa cum am spus-o și pe filmare, după coborârea pe care am dat-o de pe strâmtul, am un respect totuși destul de mare pentru cei care coboară pe trasee dificile cu bicicleta asta, deoarece geometria evident nu este similară cu cea a bicicletelor cu care suntem noi obișnuiți, cu cele de enduro, și asta face ca lucrurile să fie un pic mai diferite. Și ar mai fi de menționat, spre exemplu, echiparea în acest sens, cu anvelopele destul de subțiri, 2.10, am mai mers cu anvelope așa subțiri doar pe bicicletele hardtail pe care le-am avut la test anul ăsta. Discurile mi s-au părut destul de mici, 160, iar suspensiile 200, aș spune că au făcut față cu brio. Traseul a fost tehnic, dar nu atât de tehnic încât cursa să ajungă în capăt, ceea ce remarcabil, spun eu, pentru o bicicletă de genul ăsta. Să nu mai pomenesc de transmisie, care e un SRAM XX1 AXS Eagle. Este o transmisie wireless cu pinioanele acelea, mă rog, dacă o să dăm un cadru de detaliu pe ele, o să vedeți că au un coating special într-o culoare mai psihedelică. Cockpitul iarăși ar putea fi amintit, este mai îngust decât la o bicicletă de enduro, iar pipa este mai dreaptă și mai lungă. Acum eu fac toate mențiunile astea deoarece am vrut să văd clar diferențele dintre cele două tipuri de biciclete și până la urmă am vrut să-mi răspund mie la întrebarea care dintre cele două tipuri de biciclete este mai distractiv și care e până la urmă. Ideea e că enduro e mai distractiv, asta nu e o bicicletă de dat la vale, per se. E o bicicletă care trebuie să combină mai multe task-uri. Trebuie să urce în primul rând, da, dar trebuie să și coboare. Și cred că am înțeles unul din motivele pentru care toți oamenii ăștia de la XC merg acum pe suspensii de 120 de mm. Pentru că mai ai niște rezerve acolo, pe care pe asta teoretic nu le ai când terenul devine foarte dur. Ceea ce înseamnă că asta o văd ca pe o bicicletă de XC Race pur. E o bicicletă destul de dură așa, cu care chiar trebuie să știi ce faci. Nu o cumperi așa pur și simplu că ți s-a năzărit ție. Asta dacă nu ești unul dintre clienții care o vor pe cea mai scumpă pur și simplu și gata. Prin urmare, diferențele clare sunt la dimensiunea suspensiilor, clar 150 nu se poate compara cu 100 niciodată, ghidonul mai larg, pipa mai scurtă la bicicleta de enduro, aici e totul mai îngust, pipa e mai lungă în schimb și are un rise, să zicem, neutru, rise 0. Stai mai alungit pe bicicleta asta, pe bicicleta de enduro stai mai compact. Teoretic, poziția asta te ajută să fii mai aerodinamic, iar dacă mă uit pe Strava, cu bicicleta asta am fost mult mai rapid pe asfalt, dat fiind faptul că și anvelopele astea rulează extrem de rapid.
greutatea este foarte mică și atunci sprinturile se simt, ce să zic, într-un mare fel, pur și simplu pleci rachetă cu bicicleta asta și cumva parcă ești Superman. Apoi pe urcare, mă rog, s-a întâmplat ceva, ca timp de referință am fost culmea mai încet pe bicicleta asta decât pe bicicleta de enduro, însă nu cred că am avut nici cea mai bună zi, deci de asemenea nu cred că e cel mai relevant rezultat, cel de astăzi, dar în mod normal, mă rog, după ce mi-am revenit, după a doua parte a traseului, mi s-a părut că am urcat mai ușor și că aș fi fost mai rapid pe bicicleta asta de aici, Cube-ul ăsta. Arată super fain. Desigur, este o bicicletă și pentru cei care vor să facă ture montane foarte lungi și nu sunt chiar nebuniți cu viteza la vale. Este o bicicletă ușoară, ceea ce înseamnă că nu o să depui atât de mult efort ca să parcurgi distanțe mari. Mă rog, toată greutatea asta redusă are și ea un scop, evident, și anume să te obosească mai puțin, dar sunt sigur că toate diferențele astea de finețe le observă doar cei care participă la supermaratoane sau la curse de XCO și doar un sportiv în adevăratul sens al cuvântului ar putea să facă un review corespunzător al acestei biciclete. Până la urmă, ceea ce vă spun eu aici este punctul de vedere al unui amator care a dat o tură pe bicicleta asta și bineînțeles că am fost încântat de unele aspecte, dar cu siguranță mai sunt și unele finețuri care fac diferențele între diferite mărci din gama asta de biciclete și doar cei care merg cu adevărat tare în tipul acesta de competiții vor aprecia cu adevărat o bicicletă de genul ăsta. Cam atât despre acest Cube AMS Teamline. Eu vă invit pe freerider.ro dacă doriți să citiți o prezentare detaliată a acestei biciclete. Sper că v-a plăcut acest film așa cum ne-a plăcut și nouă această bicicletă astăzi. Și nu uitați, vă aștept în continuare pe canalul nostru de YouTube. Pe curând!